Astăzi se împlinesc 68 de ani de la cel mai mare val al deportărilor staliniste organizate în Basarabia. Cu acest prilej trist, în orașul Nisporeni a fost organizat un meeting de comemorare a victimelor. Oamenii care au fost deportați, cu siguranță, au fost cei mai gospodari oameni din sat. Nu au fost duși gățvani sau nu au fost duși care nu vreau să lucreze, dar din potrivă, oamenii gospodari, oamenii cărturari, și oamenii care erau niște lideri în fiecare sat, în fiecare oraș de unde au fost deportați. Am fost martori la un eveniment tragic de maltratare a unui neam, a unui popor. Și acele personalități care s-ar putea mândri țara noastră și care puteau să dea roade foarte mari, au fost mulți din rădășine și mutați în Siberia de gheață. Vreau să vă spun că acest moment trist a rămas în inimile la multor oameni. S-au prins pe cicatrici care an de an venim aici și o expunem. În noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, Basarabia a cunoscut infernul. 11.293 de familii de basarabeni, cu număr total de 35.050 de persoane, au fost deportate în regiuni din Siberia, Extremul Orient și Kazahstan. Bătăile în ușa de la mezul nopții, ororile săvârșite de autorități, au băgat frica în populația pașnică. Când avem 24-25 de ani, sunt dispus lucrurile astea, fi știut adevărul, erau în viață încă și care au semnat procesele și alea verbale, care ele sunt în arhiva azi. Și acolo un proces și ala verbal este 1, 2 cu epoleț și 1, 2 e de-a nostru de aici, de la Baștină. Că-i din Nisporeni, că-i din Milești, că-i din Iurceni, că-i din Bălăurești, adică să știți că noi, în neamul nostru, am avut tot timpul oameni care ei au fost ușor manipulați. Eu mă mândresc cu părinții mei, au fost puternici. Mama mea de 3 ori a fost deportată din Nisporeni aici, din Nisporeni. De 3 ori, în 58, când am fost eliberați și ne-am întors acasă, 6 familii am venit. În octombrie am venit și în decembrie 24 de ore să eliberăm teritoria Moldovei și am eliberat-o. Am eliberat-o când am avut un control. Căsile noastre erau, noi am trăit pe la gazdă și ne-am dus. Am lucrat 2 luni în colhoz și în decembrie au spus că eliberăm teritoria Moldovei, nu ne-au dat un bănuț. Primul val de deportări a fost cel din 12 și 13 iunie 1940. Datele oficiale arată că atunci au fost deportate aproximativ 25.000 de persoane. Au urmat alte 2 valuri în 1949 și 1951, în urma cărora au avut de suferit alte aproape 40.000 de persoane.